Saluturi și bine ați venit la un nou episod de Minecraft. Suntem aici acum pe serverul nostru minunat de Minecraft. Și cum puteți observa, am pantalon de fiecare de o vreme de timp și tot am scos să-i fac și nici acum nu i-am făcut. A venit timpul, ce crezi? A venit timpul să ne schimbăm și noi în sfârșit pantaloni. Sunt și niște pantaloni de aici de fapt, protection 3, dar ăștia e bun. Atunci iau un d-asta și trebuie să mă duc la Envil, la ăsta, nu știu cum se numește în momentul de față, la tower-ul ăsta de enchanting. Opa. Unde e? Fac așa. Bun. Luăm niște d-asta. Hai să vedem. Protection 4. Bun. Protection 4. Și acum mă apuc să mă uit să văd dacă am un unbreaking 3 și revin. No, bun, hai că am fost să cumpăr de la villager, așa că nu prea aveam, deci protection 4, protection 3, cu mending. Și s-a luptat, nu e nicio fel de problemă. Așa, acum hai să ne ducem să-i facem și de netherite, ce crezi? Dar nu știu sigur dacă avem un netherite, așa că sperăm că avem, bă, avem, bine. Dacă ne dă right, mamă, altceva, mă, altceva acum, parcă, și, da, hai repede, nether, pam, 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 am făcut off camera un dăsa, cu friggin de ăștia, ca să-mi iau și eu niște utilități de-astea, nu prea, n-aveam ce face și am zis, bă, ia știu, dacă toți sunt în nether, ia să caut un tutorial să facem o de asta și să-l fac și eu. Că am văzut că e destul de OP. Și așa m-am apucat și am făcut. Pe ăsta l-am de ceva timp, pe ăsta l-am făcut după 5 ore după ce l-am făcut pe ăsta, ca să știți și de asta. Aici e o diferență de iteme. Dar eu zic că suntem pe drumul cel bun, toate itemele astea, obsidianul ăsta. Am făcut obsidian, că vreau să am mai mult obsidian, că nu prea am. Și vin cu chesturile astea ca să pot să pun toate nebunile alea. Hai să mergem și sus la ferma de gold, să mă uit să repar și eu uneltele, că ați văzut că unele sunt mai sparte și aș avea nevoie să le mai și repar și eu puțin, așa că revin. Opa, așa, hai ca atenea și ne-am făcut toate uneltele full și plus de aici. Au, hai să vă arăt, o, dați aici frumos, frumos, altceva, altceva, hai repede să vedeți ce s-a mai întâmplat la ferma de Wither, că să mă arăt frații mei, ne-am dus. Pam, 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 toți cât am mai spart. Bine, în ultimele zile nu prea am mai jucat, dar când am spart ultima oară, am spart mai mult și cam asta e rezultat. Cât am mai spart și gândește-vă că pe ăsta nici măcar un aproximativ un canar lui. Și m-am nevoie de încă vreo de 3 canare de astea să sparg. Unul încolo, unul încolo, încolo și încă unul încoace. Da. O să fie ceva de lucru, dar nu o să mă apuc chiar acum să-l fac pentru că durează. Și nu are rost să fac tot într-o săptămână și după nu mai am ce face. Și că apăsă și pe butonul de like dacă vreți să mai continui această serie, oricum o să continui până o să mă plictisesc pe de ea și deocamdată încă nu m-am plictisit, deci o să mai țin o grămadă de timp. Hai să vedem, poate facem și rost încă un cap de Wither, poate, două, că dacă îmi dă două, am făcut am mai bătut un Wither, da, nu cred că ne-ai dat 9-2. Și da, nu cred că ne-ai dat 9-2 și chiar nu ne-a dat, așa că ai un mai prost, ce să facem, uite și pe ăsta. Vino mâncă, ai tu dreptul la discuții. Hai, înapoi la bază, că nu mai avem ce face aici. Acum că am dormit și noi, am făcut aici, ca să știți, vă arăt, cam ce am mai făcut eu, chema mea deocamdată. Focus. Zona asta de pe 3 în jos, în care o să fie mina noastră, practic
mai consumat mai multe materiale, gen cum ar fi cobblestone și toate nebunile astea și nu prea mai aveam la un moment dat, gen din 4 din 4 cutii de alea pline. Alo? Așa. Din 4 cutii pline, una și jumate din fiecare cam erau goale. Și da, trebuie să refac stocul ca să mă simt eu bine. Așa că am refăcut stocul, ce credeți? Aici mi-am butonat și cât de cât toate nebunile astea. Hai să mai iau și niște morcovei. Așa, frumos. Să mai iau și niște artificii dacă tot sunt aici. Pac, așa de un stack. Oricum avem o grămadă, deci nu este nicio fel de problemă. Și hai să mai iau încă un ăsta la mine ca să am 3. Bun. Bun. Și hai să mergem să vedem ce o să facem în acest episod, deoarece vreau să refac ferma de cactus, nu de cactus, de sugar, că na, am oprit-o ca să pot să continui pe aici, uite aici mai un pic când trebuie să le iau și pe ăla, ca să nu mai arate aici urât și ca să pot să continui, trebuie să o sparg de aici. Și acum mă gândeam, dar încă nu știu what the fuck ce e aia. What? Ce e asta, mă? Deci e pe rândul. Ah, cred că asta, da. În fin. What the fuck. Mă gândeam să fac ferma aia de astea. Da, dacă aș vrea să fac unde aș vrea eu, nu prea pot încă să o fac, deoarece mă gândeam să o fac aici. Efectiv să mă apuc să sparg toată zona asta și să o fac. Dar dacă e să fac chestia asta, trebuie să mă apuc să sparg. Și la naiba, trebuie să mă apuc să o sparg, dar nu mă apuc acum, credeți, nu fac din asta în acest episod chestia asta. Așa că hai să mergem înapoi în Nether, mai lucrăm prin Nether atunci. Ok, acum că suntem în Nether, hai să vă arăt că pe undeva pe aici, imediat o să trebuie să ajung, uite, aici era, ce credeți voi că era? Era beacon-ul, l-am scos și am făcut design în continuare, așa că trebuie să mai mergem puțin mai încoace, că am luat coarța, am luat tot ce mai trebuia ca să pot să continui toată chestia asta, că na, nu mai aveam coarci, atât să mă opresc la un moment dat, dar această minunată construcție și banal. Așa că am luat puțin o pauză, ne-am mai, cât am mai minat acolo la ferma de Wither Skeleton, i-am mai făcut rost la niște quartz, că am găsit o grămadă quartz, l-am luat și acum să ne apucăm să mai facem puțin din lobby-ul ăsta, că până la urmă trebuie și ăsta făcut odată și odată. Așa că îl mai amânăm. Da, până mâine o să facem noi până la urmă, dar da, să mai lucrăm puțin acum pe la el, puțin pe un episod, mai lucrăm mai mult puțin pe off-camera, dacă înțelegeți ce zic. Și, ba, așa aici, uite, să continui, o să sparg, dar eu cam dată las așa. Și m-am gândit să nu mai pun și sus lumină, pentru că n-avea rost să mai pun și acolo lanterne, așa că le-am scos și pe alea de acolo, că, na. Dacă vreau să zbor cu Elytra și să merg repede, mă dădeam cu capul în ele și am zis, nu, mai bine, las. Hai să-ți spargem repede și noi podeaua asta. Bun, așa că hai că am scos și noi partea de aici. Hai să punem și noi, opa, aici am ratat un bloc. Ăsta punem și tu mai încolo când avem loc de el. Hai să aruncăm tot, opa, what? Las. O să ia dată pe mine. Și acum să ne gândim cu ce am putea noi să facem podeaua. O să stau, mă gândesc mai pe net să văd ce aș putea să fac o idee de podea și revin. Ce credeți? Că nu revin? Hai că nu revin. Hai că salut. Nu mă. Hai că m-am gândit, am uitat pe net, m-am gândit un design cu chestiile astea așa. Jumate cu jumate, zice eu, gen, să vină jumate,
jumate partea de aici, cu jumate partea de acolo, să fie patru chenare, câte două de astea. Eu zic că să arate ok, acum eu știu ce să zic, dar trebuie să pun nether crack de ăsta peste tot și nu cred că am atâta și că o să trebuie să nu o să sparg, deci da, revin când termin toată poldeaua, că nu mai am de asta. Nu, bun, și după ce am primit toate chestiile astea, acum ar trebui să vin să fac, opa, duși de astea, dacă dai fel, ok, nu contează cu momentul de față, doar trebuie să fac chestia asta așa și vreau să vin și cu partea asta până aici, pac, 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 aici o să vină o de asta, aici o de asta, aici o de asta, așa, și să se și combine. După o să punem și flori de astea, dar deocamdată nu, adică cu flori de astea să moară GB. Hai să facem niște, hai să facem cu 10 de astea, mai facem cu așa. Alo, mulțumesc frumos, hai că mă pot să fac toată podeaua și revin când îi termin și designul ăsta la ea și că review. Nu, bun, hai că am trebuit să mă pot să spar toate ciupercile astea, că nu avem noi nevoie de ciuperci, frunzi și tot ce mai e pe aici. Că, da, mai dădeam și din greșeală și rezultat faptul ăsta, e o combinație de asta mai ciudată pe jos, dar nu mi-am lăsat cea mai rătă parte. Bă, mie chiar îmi place cât cum arată, oricum o să mai vin aici niște lucruri. Acum, singurul lucru care mai trebuie mie este mult lemn, că aș vrea să fac pereții din lemn de ăștia roșu și albastru, verzi, ce dracu e ăsta, așa că mă duc să iau lemn și, na, mă duc și review. Bun. Am și pereții ăștia așa frumos și mă gândeam să fac ceva de genul. Ia stai, dă-mi și mie din ăsta. Hai să fie măcar 10. Bun, și din ăsta la fel tot să fie tot 30. Bun. Și acum am să mă gândesc că aș vrea să fie la fel o combinație de asta, cum e pe jos, să pun de astea așa random. După să vină și un de ăsta și un de ăsta așa, ca să pară, vreau să pară cât mai, nu știu, cât mai random posibil această construcție, această, acest hub, acest, nu știu, cum vreți voi să-l numiți, să-i ziceți, eu vreau hub, nu știu, cât mai random, cât mai, să n-ai avea nicio legătură cu ce trebuie să fie pe aici, ca să, ha. Așa, hai să văd dacă am pus una până ai greșit, așa, perfect, uite, pe aici nu prea am pus, pe aici la fel nu prea am pus, pe aici nu prea am pus. Mai merge una pe acolo, aici mai merge încă două pe aici, aici mai merge mai așa, încă una pe acolo. Uite și pe jos merge, merge și pe aici, merge și pe aici, mai merge una pe aici, pe lângă, una pe aici și una pe aici. O să văd și cu astea, așa să fie la fel. Și după o să vin cu toporul și o să le iau cu arța, ca să pară, să pară așa mai șmecher, nu știu. Pac, 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 pac. Încă una pe aici. Eu, opa. Una pe aici, una pe acolo. Hai, una merge așa aici, una încă una aici, și acum pun de asta. Nu știu, eu zic că arată interesant, așa că mă apuc să pun și să fie așa frumos peste tot și revin când termin, zic că na, încă n-am terminat și paname. Paname! Hai să mai fac. De fapt, hai să mai fac încă vreo 3 de astea așa, încă vreo 3 de astea așa. Mai trebuie una, mulțumesc frumos. Și review.
Și am uitat să mă apuc să fac chestia asta pe toată zona asta și sperăm să arate cât de cât și mai chiar acolo, nu știu, mie chiar îmi place cum e forma asta așa mai ciudată, mai random de pus. Scrieți și mie în comentarii ăștia că se mai uită până la minutul ăsta. Voi ce părere aveți de designul ăsta pe care n-a venit nimic. Acum e pe ăsta ți-a mult dacă l-am adăt pe net, adică să și vede că dacă de urât e, că l-am adăt pe net, așa că, na, ba, n-am. Hai, opa. Te poate să mai ratează una, da, poate mai se schimbă puțin și contractul, nu mai zic cuvântul ăla că nu vine. O să pronunț așa, dar nu-i zic cuvântul. Ah, uite, am contract să prea, poate mai schimba și. Opa! Unul de ăsta așa. Și chiar arată destul de șmecher, pentru că chiar nu-mi place cum arată. Și da, mai ales astea cum sunt puse așa, chiar cred șmechere rău. Chiar șmechere rău. Și pac, pac, pac. Astea le mai las pe unele, fără să le decoijez. Chiar îmi place cum arată, să fiu sincer. Tavanul. Acum e o dilemă mai mare. Tavanul. Să-l fac cu... nu știu cu ce-l fac, așa că mă duc să mă uit pe YouTube și revin. Hei! Bun, hai că după ce am făcut acolo, am spart tavanul. Par frumos, uite, am făcut niște de-asta. Crafting table. Bun. Deci, aș vrea să fie la fel o combinație cum ar fi pe jos de, uite, cu ăsta, să fie o combinație cu scări de-astea, de roșu, roz, ce mama lui îi, și cu verdele ăsta, albastru, dreacu să le ia, nu știu cu ce culoare e asta, căci și chiar nu pot să-mi dau seama de ce tip de culoare e partea asta, da, nu e nicio fel de problemă. Și mă gândeam să fac, am și niște lucruri care se spală mai repede. Uite, ia asta de pe alea. Și să vină ceva de genul ăsta. Și putem să fac un nou cum. Nu merge ăsta. Atunci, acolo, să pun ceva de genul. Și o să vină un ăsta așa, ca font, să zicem, nu știu cum, ca... Chiar nu-mi vine în momentul de față ce-ar fi ăsta, chiar nu-mi vine, așa că, aia, nu mai zic cuvântul, ați înțeles voi ideea, sper, și aia, mergi mai prostă, pentru aici, o să vin în România. Asta, un contur, așa, pe la contur, să zicem, dacă s-ar putea numi ăsta contur, dar hai! Aia, mergi mai prost. Pac, pac, acum mai pot, mă duc și încoace și... La fel, o să fie o corcitură de-asta și pe aici pe sus, gen, o să vină așa una, o să vină așa una, aici o să vină un de-asta, aici un de-asta, și la, da, stai așa, o corcitură de-asta, înțeles voi ideea. Opa. Tot așa, sau mă gândesc să fac de 3 ca să pot să pun și un raid ăsta. Chiar cred că aș putea să pun de 3. Aș putea, dacă e de 3, aș putea să pun și un raid în mijloc și ar fi chestia asta perfect, ca aș avea și lumină. Așa că chiar asta o să facem în momentul de față și aici în mijloc o să vină și un raid. Chiar o să arate destul de interesant, zic eu. Cum mai, eu știu ce să și zic. Și o să vină o chestie de genul. Dar sper să fie un design destul de norocos, să zic așa. Ca să pot să pun la fix, nu prea cred, dar eu nici mai prost acum, ce să facem? Na. Asta mi-era cea mai mare frică, că... Nu, pe o să meargă, că o să rămân cu... Opa! Opa! O să rămân cu mare bucăți pe aici și... Nașpa!
Nașpa, uite, rămân cu partea aici. Rămân cu partea asta din mijloc. O să văd ce aș putea să pun pe acolo, dar deocamdată eu trebuie să continuăm designul ăsta cam peste tot și... Hai că revin când termin tot designul după tavan. Fac scara, scara asta așa, scale, scara, cum vreți voi să o denumiți. Și revin când termin tavanul. Lumină, și lumină, doamne! Au, ce frumos! Ce frumos, doamne! Și acum... ce am putea noi să punem pe linia asta? Eu zic să punem cu slaburi, bă, pe bune. Cu slaburi ar fi o chestie nebună, bă, nebună, dacă am face chestia asta, dar... Uite, craftim aici. Facem din scările astea. Și am face și niște pacte astea. Uite, de asta mai avem. Deci putem să facem și... Hai, la fel, corcituri de astea așa. Și mai mare. Opa. Opa, greșit. Am greșit, bă. O, hai că sunt bun. Ah, atunci începem cu albastru. Să terminăm cu albastru. Chiar mă gândeam, bă, da, o să gândeam că iese cum trebuie. Și aici cum aș putea să iau aia să mai scă puțin aici că... A, uite, nu s-a scat, s-a scat în părțile astea că, na, asta prea mult. Și că trebuie să le refacem unde s-a stricat și nu îl fac, am crezut că poate se schimbă o culoare din să mai intră prin ele, ați înțeles, bun. Acum că am terminat și partea asta, punem și partea aici. Stai să vedem dacă arăta șmecher. Uite și mie asta. Fă și mie asta. Fac și unde asta. Să vedem cum ar arăta dacă face o chestie de gen. Să zicem. Și fix, uite cum vedeți voi că sunt astea într-o parte așa. Să punem albastru. Aici dă-sta, aici dă-sta. Aici dă-sta. M-am venit. Fie, să mai facem niște trepturi de astea ca să avem. Deci aici e cu roz, aici e cu albastru, aici e cu albastru și aici tot cu albastru. Bun, chiar să se vadă, dar nu prea am ce să-i fac, să fiu sincer, dar... Chiar arată ok, să zicem așa. Aici o să vină un design cum vine și aici. Și uite, aici mai putem noi să punem... felul următor. Da, am putea să punem și d-asta chiar. Opa, uite-mă d-asta. Aici să punem trebărul d-asta. Aici am trebărul d-asta. Jos. Ia, pa. Și facem un chestie de gen. Și aici sus o să vină un... tot un d-asta. Uite, arăta ok, nu? Da, arăta destul de ok. Bă, mie chiar nu-mi place cum e designul ăsta așa mai bleh. Scrieți în comentarii dacă vă place, mie unul chiar îmi place cum a ieșit. Și da, nu știu ce să mai zic. Cam ăsta a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul ăla de mai veți episoade în continuare de Minecraft. Și noi o să ne auzim la episodul de mâine. Salut, bă! Pa, pa! Pa!